Bun găsit la un nou episod al podcastului Parenting, unde ne-am propus ca alături de invitații noștri să reflectăm asupra unor teme ce au de a face cu statutul nostru de părinți, în așa fel încât să devenim mai pricepuți și mai înțelepți în a îndeplini rolul pe care îl avem. Sunt Dora Purel și împreună cu Ovi Alb aș vrea să spunem un bun venit invitatelor noastre de astăzi, Gabi Petrariu și Ramona Abrudan. Mulțumim că v-ați autodepășit și ați răspuns invitației noastre. Tema de astăzi are de-a face cu educația spirituală a copiilor mici și foarte mici. Ne referim aici în special la preșcolari și la cei din școala primară. Și întrebarea de la care aș vrea să pornim ar fi: cum și de când începem să le transmitem copiilor valorile creștine și învățătura Scripturii și cum o facem, ce limbaj folosim, pentru că chiar dacă copiii noștri încă nu vorbesc, noi tot modelăm pentru ei, înaintea lor, ce credință avem noi ca părinți, în ce credem, în ce ne punem speranța. Așa că, încă de la vârsta aceea când ei încă nici nu vorbesc, ce putem să facem și cum schimbăm pe măsură ce cresc ei instrumentele pe care le folosim? Cred că în momentul când devenim părinți, e foarte bine că avem cele 9 luni să ne pregătim, nu-i așa? Da. Nu apare copilul brusc ca să fim dați peste cap, că vom fi oricum, poate un pic mai încolo. Chiar dacă în unele familii copilul apare la 7 luni, la 8, mai repede, avem perioada aceasta în care putem să cântărim ceea ce va veni în familia noastră. Și cred, eu o privesc ca un lucru foarte frumos, foarte frumos din partea lui Dumnezeu, că a gândit astfel situația de a deveni părinți. Așa ne liniștim, ne gândim, ne planificăm. Anticipăm cu emoție. Exact. Nu vom putea pune degetul pe situație să știm concret cum va fi, dar cel puțin avem partea asta în care să gândim lucrurile. Și cred că partea de parenting sau a deveni părinți are a face sau este foarte mult legată de a gândi. De a gândi tot ceea ce înseamnă perspectiva de a fi mamă și tată. Și atunci începem cu partea aceasta, o mare binecuvântare că avem acest timp de răgaz în care chiar să ne gândim, când copilul ajunge în familia noastră, ei, de unde apucăm lucrurile. Și bucuria aceea de început, când ne luăm pruncii și ne bucurăm de ei, tot entuziasmul pe care îl avem, am vrea să-l ducem cu noi mai departe, chiar și în educația spirituală a copiilor. Cum ai procedat tu, Gabi? De când ai început? Cum ai început să le insufli dragostea de Dumnezeu, de biserică, de Scriptură? Am știut că ceea ce eu voi fi în fața lor sau ceea ce vor vedea fetele mele la mine, foarte ușor vor copia. Partea tristă este că și ceea ce îți displace ție însăți, din păcate. Și atunci, cumva, poate cu umerii apăsați de responsabilitatea aceasta, am știut că e foarte important să cântăresc tot ceea ce va ieși pe gura mea, prin faptele mele, prin tot. Pentru că vorbeam de perioada asta de pregătire, de 7, 8, 9 luni pentru nașterea copilului. De obicei părinții se gândesc la, ok, o să fie băiat, o să fie fată, să vopsesc camera albastru, să vopsesc în roz. Dacă vorbim de educație, când, o să-l dau la școală și am fost la liceu și sigur o să-l duc acolo. Dar cum ne putem pregăti pentru, nu știu, perioada aia de... Mai ales că se întâmplă atât de multe lucruri și, cum ziceai, da, de multe ori se dă viața peste cap la propriu. Ce anume ne putem planifica pentru perioada imediat următoare, nu știu, să zic în primele luni, în primul an din viața copilului, pe parte de educație,
spirituală a copilului. Putem să gândim ceva activități în care să, sau care ar fi lucrurile pe care le putem planifica și la care ne-am putea aștepta, chestii practice pe care le-am putea face cu copiii în perioada asta? Acum, cred că la început, când îți apare bebelușul în brațe, cu siguranță vei fi bucuros, foarte mulțumitor înaintea lui Dumnezeu și tot ce vei începe să faci, puiuț drag, foarte recunoscător. Mi-amintesc despre fiica noastră cea mică, între fetele noastre sunt 7 ani diferență. Ei, când a venit ea în familia noastră după 7 ani, am fost extaziată, abia am așteptat să o țin în brațe și am spus, iubita, poți să plângi cât vrei tu toată noaptea. Nu mă deranjează, pentru că te-am așteptat. Și te-ai deranjat? Poftim? Și te-ai deranjat? Nu, nu, nu. Chiar a fost un copil care a dormit mult, a trebuit să o trezesc eu noaptea. Deci cred că încep cu partea aceea de entuziasm, de mulțumire, de bucurie în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Vom turna, cred că, multe rugăciuni peste copiii noștri, vom verbaliza lucrul ăsta peste ei. Și apoi, ceea ce urmează primele luni, poate primii ani, în funcție de... Și îmi place mult comparația ta, Ovi. Ne gândim foarte frumos viața în tot ce înseamnă condiții necesare pentru viața copilului. Ei, de ce nu să punem tot așa, în mod intenționat, în tot ce înseamnă viața spirituală a copilului nostru, indiferent că începi să te pregătești până apare copilul cu poate literatură pe care o citești, de ce nu mergi și stai la o poveste cu mamele cu mai multă experiență. Și acestea fac parte din pregătirea noastră ca și părinți. Apoi când copilul deja apare în mijlocul familiei noastre și va fi acolo prezent în mijlocul nostru, fii natural, prin modul în care îți duci credința înaintea lor. Vorbești, cânti, te rogi, asculți și știm, copiii în primul an de viață avem toate materialele posibile, cu imagini, cu litere, cu cifre, tot felul. Deja avem și astfel de resurse pentru literatură, pentru copilul mic, da? Povestioare simple, cu imagini foarte creative și așa cum îi stăm și arătăm cifrele, că 1, 2, 3, 4, 5, așa putem să stăm să povestim o povestioară din scriptură. De ce nu? Sau cântecele foarte simple. Exact, muzica. Care conține adevăruri. Muzica joacă un rol foarte important în viața copilului. Cu siguranță că în timp ce mama își duce toate treburile casei, își va pune o muzică și va pune ceva ce să placă și copilului tău. Vei vedea pe fața lui. Țin minte că o mamă spunea de practica ei în care atunci când îl schimba pe bebeluș, îl punea pe masa de înfășat și în timp ce dădea jos hăinițele scutecu, se minuna de fiecare organ și membru în parte. Uite-te ce frumos ți-o crea Dumnezeu piciorușele astea. Uite-te ce mânuțe delicate. Uite-te și cumva într-un moment foarte comun din timpul zilei, găsea resursele să facă ceva mai mult din momentul ăla. Să nu schimbe doar un scutec, ci să privească cu entuziasm și să-i vorbească copilului despre cât de minunat o crea Dumnezeu corpul unui bebeluș. Și asta iarăși mi se pare o idee interesantă. Și asta pune accentul pe cine este mama, cine este părintele și până copiii noștri se nasc sau și după ce s-au născut, trebuie să pricepem că creșterea, formarea și educația spirituală a copiilor nu începe cu cărți de specialitate, ci cu cine sunt eu ca om. Deci eu voi fi prima poveste reală, cine sunt, cum îmi trăiesc credința, cum îmi trăiesc respectul față de Dumnezeu. Devine deci povestea vie a faptului că se poate trăi cu Dumnezeu și după aceea continui după aceea în mod formal, dar prima dată eu, părintele, sunt cel cu atitudinea pe care o am, sunt cel care îi dau. Da, pentru că nu cred că putem transmite copiilor noștri ideea de un Dumnezeu măreț și glorios pe care ei s-o poată primi și înțelege
dar putem să reflectăm asupra lucrurilor foarte mărunte din viața de zi cu zi, care împreună ne fac să ne gândim că mai în spatele tuturor ăstora este cineva care ține, le ține în control, care le-a gândit dinainte, care le-a intenționat ca ele să fie așa. Uh-huh. Și atunci, cum transmitem copiilor imaginea unui Dumnezeu mare? Prin lucrurile foarte mici, de zi cu zi, care adunate arată înspre cine-i Dumnezeu și ce putere are El. Uh-huh. Și cât timp voi face eu, părintele, acest lucru? Personal, cred că ar fi bine să fie cu mult înainte să se nască copiii noștri și până când? Până când noi, părinții, vom trece dincolo, pentru că copiii noștri fiind mari, stau și se uită la modelul de viețuire al nostru, acum în calitate de părinți, cu copii plecați de acasă, sau în calitate de bunici, sau modul în care îmbătrânim, sau modul în care ne luăm la revedere de la cei din jurul nostru. Și atunci, practic eu, părintele, de când încep educația spirituală a copiilor mei, dinainte de a se naște ei și până eu, părintele, îmi voi sfârși alergarea, prin modul în care îmi trăiesc real relația cu Dumnezeu. Cred că e foarte important de subliniat aici faptul că multă lume, când e vorba de educație, se gândește la o chestie structurată, formală, ok, acum stăm jos, luăm cărticica, ne uităm, acum stăm, cântăm, acum facem exerciții, mă rog, apoi să meargă structurat în grădiniță, școală și așa mai departe. Dar cred că așa cum discutăm despre cei 7 ani de acasă în viața de zi cu zi, poate putem să vorbim și de cei 7 ani de acasă în creșterea spirituală. Da, cu siguranță. În mediile noastre evanghelice auzim des întâlnită sintagma de timp devoțional, care, în funcție de denominațiunea în care ești, ar trebui să arate într-un fel sau altul, să conțină anumite elemente sau nu. Cum apucăm acest concept? Despre ce e vorba cu timpul devoțional? Cum au funcționat la voi lucrurile? Ce n-a funcționat bine? Și ce am putea să învățăm din experiența voastră? De când am devenit părinți, am înțeles foarte clar că ceea ce se întâmplă în casa noastră este mult mai important decât ceea ce se întâmplă la biserică, la grupele de copii. Este un adevăr foarte important, care e foarte bine să-l știm și să ne apese pe umeri, ca să înțelegem că, de fapt, responsabilitatea creșterii spirituale a copilului nostru nu o vom pune pe biserică, nu o vom pune pe educatorii de la școala duminicală, nu o vom pune pe școala, ce apasă direct pe umerii noștri. Și atunci partea aceasta de timp devoțional, sau unii îl numesc timp de închinare, denumirea poate fi diversă. Aș vedea-o ca acum când privesc la fica noastră cea mare, aproape 17 ani, și când stau să mă uit în urmă, vedem când copiii sunt mici, foarte, sau poate mai ușor, să spunem, nu foarte, poate mai ușor îi strângem împreună spre activități spirituale. Când ei deja cresc, vedem că își câștigă independența și aici. Exact, aleg spre ce se îndreaptă atenția lor și nu mai este așa de ușor, trebuie să recunoaștem, nu mai este așa de ușor să îi tragem sau să le creăm poate gust deja pentru devoțional. Și atunci o văd partea de închinare în familie, o văd în primul și în primul rând ca și ceva ce ar trebui să fie intențional în fiecare familie. Nu aș lăsa, cu gândul acesta aș porni, nu aș lăsa la latitudinea, dacă am chef astăzi, mâine, pentru că vedem, viața noastră este foarte plină, suntem foarte prinși cu tot felul de activități, ce să mai spunem, activitățile copiilor. Și dacă în mod intențional nu-mi gândesc, așa cum spuneam, de pregătirea pentru a-l învăța pe copil, a-l pune în viața familiei creștine, și asta necesită intenționalitate din partea noastră ca și părinți. Și acum forma, am aici, cred că forma de devoțional implică o discuție mai largă. Da, de când începem,
de la 2-3 ani sau de când instituim acest timp devoțional în familiile noastre? Să începem de acolo, ca să avem un punct de start. Că deja când îl pui pe copil să ne gândim la momentul de seară. Mm-hmm. Foarte multă lume gândește timpul devoțional, este ceva ce poate se întâmplă mai des seara. Mm-hmm. Înainte de culcare, acum că tu vrei să spui o rugăciune cu copilul tău sau că tu vrei să chemi și frații copilului să stați la oaltă sau tu spui nu, trebuie să fim toată familia la oaltă și mama, tata, toți. Ei, ce facem? Poate pentru tine va funcționa. Pentru Ramona nu. Pentru Ovi absolut deloc. Copilul vrea să stea doar cu mine. Mm-hmm. Mama să fie în cealaltă parte. Ei, ce faci? Mm-hmm. Te adaptezi la nevoia care apare. Dinamica unei familii are mare cuvânt de spus în partea asta. Deci nu există modelul, ci există modele funcționale pe dinamica familiei, pe etapa de vârstă. Și mie, de pildă, când se aduce în discuție partea asta de timp devoțional, cum ar trebui să arate, pentru mine, analogia pe care o fac în mintea mea este cum ar trebui să fie timpul devoțional, asemenea comportamentului gazului. Și anume, la ce mă refer, Viktor Frankl numește comportamentul gazului în modul următor. Dacă se pompează o anumită cantitate de gaz într-o încăpere goală, gazul va umple camera complet și uniform, indiferent cât de mare ar fi ea. Și în același mod, cred că, în calitate de părinte, mă asigur că adopt comportamentul gazului. Și anume, mă asigur că prin modul în care îmi trăiesc viața, prin modul în care mi-asum înfrângerile și implor mila celui preanalt, precum și modul în care modelez mintea copilului, îl învăț și gazul locuirii celui preanalt și a valorilor lui din viața mea este pompat în mod constant în viața copilului, în mintea lui, în rutina de zi cu zi a familiei noastre, indiferent cât de mare ar fi mintea și inima lui, indiferent de vârstă, indiferent de capacitate, de capacitatea intelectuală, emoțională sau relațională, și anume mă asigur prin toate mijloacele că îi transmit copilului meu iubirea, respectul de Dumnezeu și astfel toate compartimentele vieții lui, indiferent că sunt mari sau mici, vor fi umplute constant și uniform. Deci, cum ar trebui să arate timpul devoțional? Asemenea comportamentului gazului și apoi cât mai creativ. Ce instrumente ați folosit voi sau ce practici ați folosit voi și au fost eficiente în anii aceștia înainte de a intra copilul în școală și până în clasa a patra? Cel mai eficient pentru noi a fost și cel mai iubit moment de altfel de copil a fost momentul în care am stat unul la unul. Deși mie îmi plac lucrurile foarte tare formale, încadrate, planificate, structurate și îmi doream, uneori chiar eu trăgeam întreaga familie spre a fi toți la oaltă, ținând cont de faptul că și între fetele noastre este o diferență de 7 ani, nu au pușcat. Chiar dacă uneia îi plăcea foarte mult, cealaltă mică era deranjată, stăteam în contextul cărții Proverbe și era deranjată, chiar a verbalizat, ea nu mai vrea să audă să nu. Pentru că cartea Proverbe este plină de tot felul de învățători și se simțea tot timpul mustrată. Ei, și atunci ce a funcționat pentru noi a fost separat, noi părinții stăteam cu câte un copil și citeam. Și chiar verbalizat de copil, cel mai mult îmi place când stai tu cu mine și citim noi două împreună și ne rugăm și povestim. Și este uimitor să aud la aproape 17 ani când spune domnișoara mea: mi-ar plăcea să vii, să stăm noi două împreună. Mi se pare... Cel mai mare compliment. Exact, exact, un cadou, un cadou. Și atunci, chiar dacă, repet partea asta, pentru că știu că uneori în mintea noastră ne creăm tot felul de tipare, timpul de închinare, de devoțiune, familia noastră trebuie să cuprindă toată familia la oaltă. Poate funcționa
o perioadă. A funcționat și la noi câteva sau săptămâni. Pentru unele persoane. Sau pentru unele persoane, exact. Dar a trebuit să mă eliberez eu, în primul rând, de prejudecata asta pe care o port în mine, că trebuie ceva foarte structurat și dacă nu s-a întâmplat să fie seriozitate, una dintre fete se juca, cealaltă nu știu ce o buzâia, nu s-a creat atmosfera de spiritualitate. Și dacă nu a fost ceva semnificativ sau un gând profund acolo, a fost un eșec. Și de fapt nu așa au stat lucrurile. La noi obiceiul era seara, ne puneam în pat, unul de o parte și unul de altul, având doi băieți. Și a funcționat extrem de bine cititul scripturii de la A la Z, în care povestitorul devine personajul principal, astfel că am apucat să fiu un Iosif și povesteam din perspectiva personajului la persoana întâi. După aceea am fost un David, am fost un Daniel, am fost un Emi, a fost fascinant. Nu se creau întotdeauna acele momente superbe care eu le aveam în mintea mea. Un lucru pe care îl făceam de la o zi la alta, mă asiguram că pun în copiii noștri și elemente din scriptură. Deci întotdeauna citeam în paralel scriptura pentru copii mici și în același timp să mă asigur că inserez anumiți termeni, anumite concepte și așa. Și unul dintre băieți avea obiceiul să stea liniștit, așezat și dacă ar fi fost doar cu el, ai fi creat momente extraordinare de spiritualitate profunde și tot. În schimb, celălalt obișnuia să ciocnească mașini, să parcheze în mod zgomotos mașinile și îți venea să o iei. Și la un moment dat îmi aduc aminte că cel liniștit zice la un moment dat, măi, nu te poți duce pe hol și să ciocnești acolo și să parchezi acolo mașinile. Și aproape că îmi venea să-i spun, da, are dreptate fratele tău, ia-te și du-te. După care am zis, nu-mi pot permite să-mi scot copilul din perimetru în care se creează, eu îl aduc față în față cu valorile lui Dumnezeu, cu scripturile și tot. Și spre surprinderea mea, n-aș fi dat niciun credit ca atenția copilului acolo. Și imaginați-vă, eram la un moment dat la turnul Babel și eram personaj principal și se oprește iubitul mic care ciocnea mașinile și parca. Mami, mami, ce s-a întâmplat la Babel? Exact așa, dar invers s-a întâmplat la cinzecime. Cu limbile și cu tot. Și în momentul ăla stau și zic, wow, pentru mine a fost o lecție fantastică. Eu nu trebuie să creez momente speciale, ci este treaba Duhului lui Dumnezeu și a cuvântului lui să pătrundă pe structura copilului, care niciodată nu va sta lângă mine, cel din dreapta niciodată nu stătea lângă mine, parca mașini. Ce contează? Ăsta din stânga stătea cu minte. Și atunci eu eram, încercam să mă ridic deasupra situației, dar nu-i treaba mea să calific timp reușit sau nereușit. Ce și atunci las pe... Deci îmi expun copilul și treaba lui Dumnezeu cum va lucra în mintea și în inima lor. Și asta e fascinant. Dar resursa pentru noi a fost, de ce a oprins extraordinar, citirea scripturii la persoana întâi, personajul, povestitorul devine persoana întâi. Și o altă modalitate a fost, probabil că în generația actuală nu mai prea funcționează, figurinele de pluș. Le adusesem din state, figurinele de pluș în care îți bagi mâna și devine personaj. Da? Și le aveam folosim obiceiul... și în ziua de azi. Foarte bine. Mă bucur de generația care a preluat educația în comunitatea noastră. Și personajele deveneau, fiecare dintre băieți avea personajul principal și la un moment dat făceam dialog între personaje, dar spuneam povestirea. Deci în mâna stângă unul și mâna dreaptă celălalt. Și bineînțeles că, dar eu nu vreau să fiu fratele care trădează. Ok, nicio problemă. Și deci asta a funcționat foarte, foarte bine. Și după aceea poveștile audio. Deci seara, după ce se singea lumina și aveam timpul nostru, cereau suplimentar poveștile audio care erau fascinante.
Da, în timp ce povestea Ramona mi-a amintit că există și perioada sărbătorilor care apare în viața familiei noastre și, de exemplu, Crăciunul. Eu iubesc foarte mult sărbătoarea de Advent, îmi place foarte mult, o planific. Ei, și sărbătorile pot fi ocazii când noi, tot așa în mod intențional, da, fără ca ei să știe, pregătim copilul să intre în sărbătoare odată cu noi. Și cel puțin Adventul, care știm de la 1 decembrie până în ajunul Crăciunului, poți foarte creativ în ziua de azi și există resurse deja, mustesc librăriile și internetul de resurse pe partea aceasta, în care în fiecare zi poți găsi ceva și pe placul copiilor, și a familiei, și a mea care e structurată și îmi place totul planificat, și a soțului care îi plac lucrurile non-formale, ca să aduci acolo copilul aproape. Și în familia noastră, cred că cel mare avea 2 ani când am început de sărbător să punctez sărbătoarea respectivă și aduceam câte un element și la un moment dat și stă cam 2 săptămâni aranjamentul pe masă și la un moment dat ne-a vizitat cineva și mă întreabă, măi, dar crezi că copilul pricepe? Și am zis, nu știu dacă copilul pricepe, dar sigur eu, părintele, pricep despre sărbătoare, ce este sărbătoarea. După care, eu nu cunosc capacitatea intelectuală și capacitatea de pătrundere a termenilor spirituali pentru copilul meu, dar nici nu-l voi trata ca pe un neputincios și atunci eu voi încerca să fac cât mai accesibilă informația pentru el și să transmit una, două, trei fraze maxim cu ideea sărbătorii, după care las în socoteala lui Dumnezeu să clădească lucrurile. Și astfel de Crăciun și de Paște erau momentele în care alegeam motivul sărbătorii. Dacă mă întrebați cum îl alegeam, mie îmi plac foarte mult antichitățile și figurinele mărunte și tot. Deci la noi în familie cred că aveam resursele pentru următorii 20 de ani. Că obișnuie să mă duc și zic, păi, chestia asta ar fi extraordinară, asta e extraordinară. Într-un an am avut scăunele micuțe, ce înseamnă să domnești cu Hristos. Într-un alt an am avut lebăda, să trăiești smerit, dar cu demnitate, asemenea lui Iisus Hristos, care, deși a fost Fiul lui Dumnezeu, n-a socotit ca un lucru de apucat. După aceea am avut cănițe de ceai și ceainic pe masă, despre intimitatea cu Dumnezeu. În alt an am avut pecetia. Despre ce înseamnă. Deci nu neapărat m-am dus pe librărie, ci pe ceea ce mi era. Deci mintea mea și în ziua de astăzi gândește când văd ceva, zic, chestia asta va fi foarte potrivită pentru a transmite un mesaj în familia noastră, nu știu, nu acum, dar peste ceva vreme. Și atunci tot timpul plină de colecționez tot felul și eu decid modelul sărbătorii. Foarte frumos, știi. Și vizual, foarte frumos. Și la fel făceam și cu copii în momentele cheie ale vieților. De pildă, când au avut 14 ani, le-am făcut un anume motiv, după aceea, când au trecut la 18 ani, după aceea de ziua botezului lor, după aceea la căsătorie și am punctat cu lucruri concrete și am lipit un verset din scriptură care să ducă gândul, astfel că copiii noștri ori de câte ori vor vedea simbolul respectiv, își aduc aminte lecția din spate. Și ce făceam, rămânea 2 săptămâni și de fiecare dată când ne puneam la masă, nu îi întrebam pe ei ce au priceput, ci eu le spuneam ce... Ai vrea să priceapă. Nu, ce-am priceput eu. Da. Ce-am priceput eu. Și foarte fain că se clădește. Da. Și așa consider. De asta zic că mi se pare că educația spirituală a copiilor noștri se face nu doar asemenea comportamentului gazului, să umpli complet și uniform cât ți se dă, 2 ani, 3 ani, 5 ani, 20 de ani are copilul tău, ci și în mod creativ, ceea ce funcționează pe structura ta și pe structura familiei. Că noi având, adică fiind în casă cu 3 bărbați, 2 băieți, nu-i
ușor. Totuși, cu trei bărbați ai fost foarte artistică. Da. Dar am făcut-o pentru mine. Deci trebuie să recunosc că acum dacă mă întrebi, măi, de ce ai făcut chestia asta? Măi, în primul rând, mie mi-a folosit. Dar în același timp, când am văzut că copiii noștri au preluat exact același tipar, să-și gândească sărbătorile, să-și gândească evenimentele familiei și așa, tot timpul le leagă de un verset sau de un personaj al Scripturii și formulează o idee care o transmit mai departe. Și atunci mi se pare fascinant cum... Și am pornit de când fiul nostru cel mare, Paul, avea 2 ani. Și am continuat-o până inclusiv ei erau deja la casa lor și mă sună din state și mă întreabă: Ramon, care e motivul sărbătorii la voi în acest Crăciun, dar în acest Paște? Și țin informații. Uite ce frumos, ce frumos că a dus mai departe. Iar Marcu, cu copiii lui, face și cu soția lui, cu Elise, facă exact același lucru. Au motivul care stă pe masă săptămâni în șir. E superb. Mulțumim pentru ideile foarte practice și binevenite din această discuție. Așadar, educația spirituală începe de foarte timpuriu și timpul devoțional nu conține o rețetă care trebuie să arate la fel pentru toate familiile, ci e mai degrabă o serie de practici pe care le poți face și adapta în funcție de dinamica fiecărei familii și stilul de personalitate până la urmă a fiecăruia. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Urmează să continuăm această discuție într-un nou episod. Pe curând!